Concluzie șocantă în cazul ceaiului toxic, care urma să ajungă la 200 de copii internați în Spitalul de Pediatrie din Pitești. În urma analizelor toxicologice făcute la Institutul Mina Minovici, s-a constatat că lichidul conținea detergent. Ceaiul n-a fost băut de micuți, deoarece un medic l-a gustat înainte și a remarcat gustul toxic. Se evidenția, adică detergent, fosfadă sodiu. pH-ul este între 6,6 și 12,5 la cele 3 probe. Pozitiv pentru ionii de fosfat și, și carbonat. Am vorbit cu doctorul Manu și mi-a spus că astea sunt lucruri care se întâlnesc în orice detergent obișnuit. Părinții copiilor internați se gândesc cu groază la pericolul care le-a pândit copiii. E ceva foarte condamnabil pentru cine a oferit așa ceva. Și mai ales la copii. După ce că avem o natalitate atât de scăzută, sunt pasibil de pedeapsă mare. E neglijență și nimeni nu-și dorește așa ceva, dar v-am spus, evităm pe cât posibil internările, că suntem foarte dezamăgiți de sistemul nostru. Cadrele medicale și personalul auxiliar care aveau legătură cu prepararea și servirea ceaiului cu pricina trebuie să dea acum explicații în ancheta demarată în Spitalul de Copii. Se va desfășura o anchetă internă la nivelul Spitalului Județean și se vor lua măsurile care se stabilesc în urma acestei anchete. Potrivit Mediafax, un reprezentant al Direcției de Sănătate Argeș a declarat că în ceaiul copiilor a fost pus cel mai probabil detergent în loc de zahăr și că nu se știe deocamdată cine din spital a făcut această greșeală, urmând ca persoana responsabilă să fie identificată în urma anchetei interne care a fost deschisă la spital. Poliția Argeș a fost de asemenea înștiințată cu privire la incidentul de la Spitalul de Pediatrie și urmează să stabilească dacă este vorba despre o faptă penală și încadrarea juridică a faptei.